Conferențiar universitar, doctor Cristina Căpușă, medic primar nefrolog la Spitalul de Nefrologie Carol Davila din București a publicat recent o carte de căpătâi, Nefrologia în practica medicului de familie. Și spun de căpătâi pentru că nu se adresează doar medicilor de familie interesați de nefrologie, ci și medicilor interniști, rezidenților în nefrologie, dar și altor specialiști care au de-a face cu pacienți cu patologii renale. Aș vrea să discutăm mai multe detalii cu doamna conferențiar universitar, doctor Cristina Căpușă, despre această carte, dar și despre patologiile renale cu care se confruntă românii. Aș vrea să vă felicit mai întâi pentru munca depusă, pentru că nu e puțin lucru să aduni atât de multă informație într-o carte care am văzut că e destul de groasă, are peste 600 de pagini. De ce era nevoie de nefrologie? În practica medicului de familie? Nu avem suficiente cărți pe piața românească pentru acești medici? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru aprecieri. Este nevoie de o nouă carte de nefrologie din mai multe motive. În primul și în primul rând că în literatura de limbă română nefrologia este mai puțin reprezentată. Și apoi, în cartea aceasta, care, exact așa cum ați spus, a depășit scopul inițial, am încercat, pe de o parte, să aducem la fiecare capitol câte o sinteză care să poată fi ușor parcursă și într-un timp mai scurt. Fiecare capitol are un sumar, și acesta reprezentând ideile principale. Și cele mai importante informații din practica de zi cu zi ar fi foarte de folos, repede, ca o nefrologie de buzunar pentru medicul de familie și orice alt medic, dar am considerat că este nevoie de o susținere a acestor idei pentru a putea fi înțelese. Și această parte detaliată este ceea ce ajută, desigur, medicului de orice specialitate. Iar în privința cărților pentru medicină de familie, în general, nu neapărat de nefrologie, să știți că, de asemenea, în limba română, sunt puține cărți adresate medicului de familie. Este această inițiativă a editurii medicale din ultimii ani care încearcă o colecție pentru medicul de familie și cred că nefrologia este al patrulea sau al cincilea volum din această colecție, care, la final, va fi de mare, de mare ajutor. Cât timp v-a luat să adunați toată această informație, să lucrați cu ceilalți colaboratori, pentru că sunt mai mulți da. autori și, practic, să vadă lumina tiparului? Deci, în primul rând, sigur că vreau să subliniez acest lucru, că este rodul unei munci de echipă. Am colaborat cu colegi de la mine din spital și din Institutul Clinic Fundent de la nefrologie. Colaborarea a fost foarte ușoară și plăcută iar ca timp efectiv, timpul efectiv de concepere a fost cam de 10 luni dar apoi sigur că a durat mult mai mult până să vadă lumina tiparului. Am văzut și eu cu această ocazie nu este prima carte pe care o redactez, am mai scos una mai de mult, dar era din teza mea de doctorat și cu un public mult mai puțin mai restrâns ca interes. Am văzut cât de complicat este procesul de tehnoredactare și de corectură a cărții. Practic asta a luat foarte mult. Una peste alta, tot procesul a fost cam din iunie 2020 până în aprilie 2022. Deci aproape 2 ani de zile, sigur. I Ați făcut o lansare cărții? Cum a fost primită de public? Uh, nu am făcut o lansare uh, propriu-zisă. Uh, în general, din ce am înțeles, a fost bine primită, cel puțin uh, la nivelul medicilor rezidenți de nefrologie cu care colaborez la uh, spital și care au fost foarte interesați și au venit să întrebe unde o pot găsi. Sigur că site-ul editurii medicale uh, o are și la librăria fizică și online, deci e ușor de găsit, dar ei au fost interesați și au venit să întrebe unde sunt, deci cel puțin în rândul medicilor rezidenți a existat un interes. Altfel o lansare propriu-zisă n-am făcut pentru că nu prea mai, n-au fost încă evenimente științifice fizic Congres de nefrologie fizic n-am ținut, nici colegii medici de familie n-au ținut ca să avem un cadru, Da, probabil că va urma și asta Ați intitulat-o foarte frumos Nefrologia în practica medicului de familie și pentru că vorbim de practică, aș vrea să vă întreb cum se face în momentul de față evaluarea pacientului nefrologic, atât în cabinetul medicului de familie, cât și în cabinetul nefrologului, adică la dumneavoastră. Din fericire, pentru a depista cele mai importante boli de rinichi, nu e nevoie de analize complicate. Și, contrar părerii generale a publicului, nu imagistica, nu ecografia ajută în această situație, ci două analize foarte ușor de făcut: din sânge creatinina și examenul de urină. Deci, din acest punct de vedere, nu este complicat de evidențiat și de diagnosticat precoce. Ceea ce este mai complicat este faptul că nu toate aceste analize sunt decontate de casa de asigurări, lucru care este complicat pentru medicul de familie. Creatinina este decontată. Însă, din examenul de urină, unde trebuie dozată albumina din urină, Cred că dozarea albuminei urinare nu este peste tot decontată și atunci asta împiedică diagnosticul la aproape jumătate dintre pacienți. Și complicația asta este la nivelul medicului de familie. Medicul de familie, având în îngrijire pacienți pe care îi cunoaște, poate foarte ușor să identifice acele categorii care sunt predispuse la a dezvolta complicații. Ale rinichiului. În special, pacienții cu diabet, pacienții hipertensivi, pacienții cu ateroscleroză și diverse manifestări cardiovasculare ale acesteia au risc de a dezvolta boală cronică de rinichi. Și medicul de familie este în postura cea mai avantajată pentru a putea să depisteze precoce această, această patologie. Iar după ce o depistează, desigur, pentru confirmarea diagnosticului, este bine colaborarea cu nefrologul. La nefrologie, analizele sunt mult mai complexe. Dacă este cazul, putem să facem biopsie de rinichi pentru bolile intrinsece ale rinichiului și, desigur, putem să evaluăm toate complicațiile scăderii funcției rinichiului atunci când aceasta există. După care, pacientul se întoarce la medicul de familie. De aceea, colaborarea. Nefrologului cu medicul de familie nu este de un singur moment, ci este permanentă, pentru că în România sunt undeva la 400 de nefrologi. Boala cronică de rinichi, una singură dintre patologii, afectează cam unul din 10 oameni. Și atunci numărul este mult peste cel al specialiștilor. Și pentru că undeva la mai mult de o treime dintre cei cu boală cronică de rinichi nu progresează către stadiile mai avansate, aceștia pot fi foarte bine îngrijiți de către medicul de familie, sigur, după o primă colaborare cu nefrologul. Iar ori de câte ori constată că ceva. Se deteriorează în starea pacientului renal, îl trimit înapoi la nefrolog. Deci colaborarea și acum este destul de bună, cu, această singur, cu acest singur dezavantaj, imposibilitatea în unele cabinete de a efectua o analiză esențială, cum e aceea examenului de urină.